Luisinho Enrique. Pasă bună până la Cedric Badolo. Badolo încearcă să-și facă loc între câțiva jucători. Centrează Badolo și este gol! Șut de la distanță, în blocaj, remingea revine la Atalal, deviat balonul și 1-0, noroc mare pentru toate scaunele care sunt amenajate în preajma gazonului. Vinicius scapă spre poarta adversă, dribling fața unui adversar, Vinicius la finalizare, 2-0 din minutul. Zouri, care scăpa singur spre poartă, iată-l pe Zouri, centrează, periculos și este gol! Și foarte repede reușesc cei de la Sheriff să recupereze, iată-l din nou pe Momoyansane, pasă scurtă până la Anche și este gol! Iansane pasează bine lui Badolo, Badolo, Talal, continuă Badolo, șut blocat, Talal și este gol! Amin Talal, centrează Amin Talal și este 4-0, dragi prieteni, înscrie. Iată-l pe Mbekeli. Mbekeli trece ușor, pasează și este gol! Cupele europene. Talal, șut și gol! Care de șut în blocajul jucătorilor de la FC Florești. Continuă atacul șerifului Talal pe Mbekeli și acum Ademo, șut și gol! Am deja o centrare la marginea careului și pot pleca pe contraatac. Sunt 3 contra 2, superioritate numerică pentru Tiraspolin. Talal la marginea careului. Poate aici pentru Luvanor. Este și Mbekeli, se complică jucătorii șerifului și până la urmă este gol. Și câte minute suplimentare? Cred că cel puțin una. Mbekeli poate să înscrie și el pasează pentru Luvanor și este 4-0. Recuperează camerunezul și gol! Tiki spre Mbekeli. Mingea ajunsă de camerunez. Gol! Frumoasă fază. Deschide scorul João Paulo. Va fi realizat acest penalti care... Să vedem Banuna, Mașco și e gol! Gol, gol, gol! Până în cele din urmă a fost marcat primul gol al acestei partide de către Amin Talal, care l-a realizat până la urmă și e gol din nou acolo Amin Talal la Inter. Europa League, Sheriff va fi rațional, își va repartiza forțele și va cheltui exact atâta energie pe victorie cât o serie. Deci să vedem, e gol încasat! Pregătire Nazarciuc. Și este incasat gol, gol, gol a Ricard Șerifului. Centrează acesta, gol, 1-0. Deschide scorul mult în jumătatea adversă, aici însă greșește pasa. Posibilitate de contraatac, Enrique Luvanor liber, este Anchie, spre acesta se îndreaptă balonul, Victor Buga și este 2-0. A ieșit însă nu decisiv portarul la echipa națională de tineret, sub 21 de ani, aici posibilitate de contraatac, Anchie, 2-1, Ricardinho poate primi balonul, Anchie îi pasează acum, Ricardinho preferă o pasă înapoi, gol, 3-0. Ricardinho, Luvanor, în careu, Talal, Talal, șutează, gol! Șutează Luvanor și îl învinge pe Dodon, 1-0 în această partidă din minut. Talal. Este și João Paulo, acum primește mingea João Paulo, Ricardinho, João Paulo poate finaliza, 2-0, stimați prieteni, din minutul. Pasă la Zuri, urmează centrarea, João Paulo pentru Mbekeli, Ricardinho poate finaliza și se face 3-0. Din... Pasă către Apostolakis, lângă ei este și Mbekeli, Apostolakis în careul anvers, Apostolakis pasă Mbekeli, 4-0 pe... E să vedem acum, João Paulo este în careu, centrare în fața porții și gol!
David Ancheier reușește să... Emil Tâmbur. Campionatul Moldovei, spuneam, este împărțit, dar nu mă lasă jucătorii Șerifului. Acum în fața golului în Becheli, gol! I-a luat fața lui Ricardinho. Acesta este pâslă pentru Holodov. Didier Bueno nu se complică, îi trimite portarului Toni Silic. Talal saltă mingea spre João Paulo, poate să sprinteze, preferă o pasă la David Ancheie, Ancheie, o întoarcere, Ancheie și deschide scorul. Nigerianul prinde la această fază, Ricardinho scoate penaltiul încă o dată și este 2-0, aparat în prima instanță. Jerome Nbekele și trimite balonul în bară, Badolo înapoi la Nbekele. Întoarce un adversar, Jerome Nbekele poate să șuteze, Daran Kun și gol! Lui Apostolakis o centrare, Jerome Nbekele și trimite balonul în bară, Badolo înapoi la Nbekele. Întoarce un adversar, Jerome Nbekele poate să șuteze, Daran Kun și gol! Cel mai frumos gol al meciului îl va egala pe Radu Gânsare, ambii. Cu câte 7 goluri se întâmplă, 4-0, gol marcat de Amin. Foarte bine se descurcă acolo Amin Talal, pasă la Luvanor, șutează Luvanor și din minutul 8 este un... Ricardinho, Talal, Luvanor 1-2 cu Ricardinho, Talal poate finaliza, Talal, 2-0 pentru Șerif din minutul... Lovitură liberă, Badolo sau Enrique Luvanor, trage Enrique Luvanor! Ce...